Hello, la ultimul, ceea ce o să fie cu siguranță ultimul clip pe anul acesta, ultimul clip din 2022 și anume favoritele lunii decembrie, pentru că n-am vrut să treacă partea asta cu favoritele. Odată pentru că vă place foarte mult și în al doilea pentru că și mie îmi place și v-am mai zis eu că am senzația că noiembrie și decembrie sunt luni discriminate cu favoritele și am zis să nu le discriminăm și mai avem nevoie de o scuză să mai fac un clip lângă minunăția asta pentru că mâine îl desfac. So, da. Prin urmare, și așa deci, vorbim despre favorite, deși nu sunt foarte multe, dar sunt foarte cute unele dintre ele, sunt foarte drăguțe și chiar vreau să vă vorbesc separat într-un clip despre ele, pentru că, ce să vedeți, cu câte clipuri am filmat în Nicmas, nu prea am apucat să vorbesc despre ele. Am vorbit numai eu așa de una singură. Hai să o luăm așa. Hai să o luăm cu ce știm. Cu ce știm prima dată. Ce știm? Știm așa. Știm rujul ăsta de la Maybelline, stai să-mi pun cafeaua aici jos, rujul ăsta stick de la Maybelline, am mai avut unul de la L'Oreal, dar îl am pe ăsta de la Maybelline și îmi place foarte, foarte tare, este un ruj din ăsta tip creion, foarte, foarte bun, este hidratant, nu l-am pe buze acum, că acum am acmerul pe buze, că mi-era mai la îndemână, că ăsta îl pusesem aici ca să filmez și m-am dus la birou și m-am dat cu acmerul, dar ideea este că l-am purtat mult. Dacă m-ați văzut pe parcursul Nicmas-ului sau în alte clipuri, m-ați văzut cu un ruj ceva mai închis, ușor, roșiatic, o portocaliu, ăsta este pentru că, știți ceva, nu mai port roșu, nu că aș fi purtat eu foarte mult timp roșu, dar nu mai port roșu din două motive. Unu, prea nebunit toată lumea cu rujurile roșii și efectiv peste tot pe unde uiți vezi numai codițe negre și ruj roșu și am senzația că particip și eu la aceeași masă de chestii. Și în al doilea rând, nu știu de ce, dar am senzația că nu-mi stă bine cu ruj roșu. De câte ori m-am uitat la mine în poze, parcă mă îmbătrânește cumva rujul roșu. Este contrastul mult prea puternic dintre pielea mea deschisă și roșu ăla. Chiar dacă încerc să-l țin așa un roșu normal, de ce nu, să nu fie nici prea închis, nici prea deschis, să fie un roșu cât de cât neutru, nu. Asta este cam cea mai închisă culoare pe care o port în ultima vreme. Știți, mie îmi plac, după cum se vede și se știe, lucrurile astea mai clasice, mai soft, așa, care să nu iasă foarte tare în evidență, nu-mi doresc să îmi bubuie machiajul, nu-mi doresc să-mi iasă buzele foarte tare în evidență, nici ochii, mai ales ochii, așa, deci și să fie ceva luminos și cât mai spre natural, așa, dar puțin glam, adică să existe puțin glam acolo. Și de-aia nu mai port roșu, dar ăsta îmi place foarte, foarte tare, plus că este un ruj hidratant, îți hidratează buzele, le pigmentează, dar nu le usucă și când se ia frumos de pe buze și îl poți reaplica foarte ușor, este un vis. Vi-l las în descriere. Apoi, ceva ce am încercat pentru prima dată luna asta și nu mă așteptam să-mi placă atât de tare pe cât îmi place, este acest spray de fixare de la Catrice. Îți zice Prep and Prime Multi-Talent Finishing Spray și chiar este multi-talent, pentru că de ce-l folosesc eu, nu neapărat ca să fix fixeze machiajul, sau ba da, ca să-mi fixeze machiajul, dar nu în forma clasică. Ce fac inițial este după ce îmi dau cu fond de ten și cu asta, cu anti-charcan, dau un spray așa pe toată fața de din asta și vin cu beauty blenderul și blenduiesc foarte bine și parcă se blenduiește și mai bine fondul de ten. Știu, pot să fac treaba asta, este o tehnică veche de când lumea n-am inventat eu. Eu pot să fac treaba asta și cu alte spray-uri de fixare, nu cu MAC Fix Plus, pentru că MAC Fix Plus este din ăla iluminant, adică îți dă o senzație din aia iluminantă și dacă nu vrei să ai tenul excesiv de lucios, nu e bine cu MAC Fix Plus, dar încercați cu alte spray-uri de fixare și cu ăsta merge. Nu prea sunt eu foarte încântată de pompință, pompiță, nu știu ce am zis acolo, pompiță, dar funcționează. Adică ne descurcăm. We make it work, știți cum e. Și de asemenea îl folosesc și după ce mi-am aplicat toate pudrele, în speță pudra de fixare, bronzerul, blush-ul, fardul de ochi și așa mai departe, toată, înainte de mascara. Nu îl aplic peste mascara, că n-aș vrea să înțelegeți voi, dar îl aplic înainte de a pune mascara ca să fixeze totul și îmi place, place finish-ul, adică îmi place cum arată. Așa, că suntem la categoria de make-up, i-am luat iarăși o pensulă de blending. În cazul în care ați văzut în Nicmas, am fost la Primark când s-a deschis Primark-ul și ce să vedeți, am luat și o pensulă de blending pentru că niciodată n-ai prea multe pensule de blending, de fard.
și e bine să ai tot timpul constant altele. Și ce credeți? Îmi place asta foarte tare de la Primark și acum trebuie să ajung iarăși la Primark ăla care e pe partea elaltă de lume, de mine, v-am explicat că e fix pe partea elaltă de lume, în balta albă, ca să-mi iau eu un din asta, să mai iau niște pensule din astea care au fost foarte ieftine, 7 lei. Ce este special la această pensulă? Este rotundă, este normală, aici la bază este rotundă, este o pensulă de blending clasică, doar că ea este în unghi, este tăiată așa, teșită, vedeți? Sper că se vede la voi. Ei, asta o face senzațională pentru blending și o face foarte bună, mai ales dacă aveți pliu căzut, cum e în cazul meu. Și pot să vin cu partea asta, cu vârful, cum ar veni, așa, aici în pliu, să depozitez foarte bine produs acolo, deci numai în punctul ăla în pliu. Și după aceea să vin cu restul să blenduiesc foarte bine. Și este super soft, bineînțeles, fiind sintetică. Eu mai am pensule de genul ăsta, dar sunt puțin diferite. Am una oarecum similară, doar că este aplatizată, știți? Și nu merge să fac mișcarea circulară de blending cu ea, fiind aplatizată. Este cumva în felul ăsta, ceva în genul ăsta, știți? Așa e, mai aplatizată. Este bună și aia pentru a aplica produs în pliu și așa mai departe, dar nu neapărat pentru blending, cum vreau eu. Și asta îmi place foarte tare. Deci trebuie să mă duc să mai iau vreo 10 din astea ca să fiu asigurată. Apoi, ceva ce am primit de la Eugenia și îmi place la nebunie, deci este minunat și nu știu cum de nu l-am găsit până acum și a venit la fix pentru că este perioada asta rece, este cicaplastul ăsta pentru buze. Este un balsam de buze foarte gros, foarte dens, așa. Aduce, pe mine mă duce cu gândul la consistența vaselinei, dar parcă nu este atât de grețos cum e vaselina. Nu știu dacă v-ați dat cu vaselina pe buze, dar vaselina parcă are așa o consistență puțin grețoasă. Ăsta nu e atât de grețos, dar îl hidratează super, super, super bine buzele și dacă îl lași după jumătate de oră și nu mai mult, poți să-l lași cât de mult vrei tu pe buze, intră foarte bine în buze și nu îți crapă buzele. Am testat-o. La modul că l-am avut pe buze, am plecat afară, m-am dus în frig, nu știu ce, fără să-mi aplic nimic altceva sau să reaplic pe ăsta și mi-a păstrat buzele hidratate și mi s-au crăpat. Ceea ce este o performanță, pentru că mie, cum am ieșit la frig, cum mi se crapă buzele. Deci nu. Pe partea de skincare, am un nou device. Dacă v-ați uitat tot așa la Nikmas, am un nou device chiar prin primele episoade ale Nikmas-ului. Mi-am achiziționat acest device care este puțin ciudățel, arată puțin ciudățel și are ceva aici. Un pic de cremă, așa. Este un aparat din ăla cu microcurenți care îți face masaj facial și chiar mă mai întrebau câteva fete ce este aparatul ăsta și ce face. Păi ce face? Este un fel de sală de sport pentru tenul tău, pentru că așa cum noi facem mișcare pentru a ne ține musculatura activă pe restul corpului, la fel trebuie și pe față să ne ținem musculatura activă. Asta putem să o facem prin plâns, prin râs, prin vorbit și așa mai departe, dar nu stimulezi tot timpul constant aceiași mușchi, nu îi pui chiar pe toți la treabă, nu îi folosești tot timpul pe toți și așa mai departe. Deci există multe probleme și de-aia în timp mușchii se atrofiază, se subțiază, se lasă când îmbătrânești, că ăsta e procesul de îmbătrânire. Ei, un aparat de genul ăsta cu microcurenți, asta face, transmite impulsuri electrice către mușchi și practic îl face să muncească puțin, astfel încât să-și mențină tonusul. Asta face aparatul cu microcurenți. Sunt multe aparate din astea pe piață, la Foreober, care între noi fie vorba este excesiv de scump, până la altele. Sunt chiar și Eugenia, îmi spunea că și ea și-a luat unul și o să facem schimb de ele, să vedem care cum, pentru că ea zice că pe a ei o curentează mai tare, o doare mai tare de la noi. Pe mine nu mă doare așa de tare, bine, eu sunt și un pic mai rezistentă la durere și are aici 5 intensități și îl se reglează în funcție de intensitatea curentului pe care o suporți și îți faci pur și simplu masaj cu el timp de 5-10 minuțele cât vrei tu și îți ajută tenul. Ce am observat eu din start este că ajută foarte mult la puffiness pentru mine. Am spus de multe ori că eu am probleme cu drenajul limfatic și mai ales dimineața mă trezesc cu mutra umflată, mă trezesc foarte rotundă și foarte umflată. Dacă m-ați fi văzut de dimineață ziceați că sunt chinezoică, aveam ochii așa,
și mă durează până se drenează. Ei, dacă fac masaj cu ăsta, am observat că dimineața nu mă trezesc cu fața umflată, ceea ce este bine, pentru că înseamnă că pe parcursul nopții limfa aia circulă, știți, nu rămâne blocată la nivelul feței și este bine. Mai am și alte aparate pe care pot să le folosesc pentru drenaj limfatic, pot să le folosesc și cu așa, dar ăsta ajută că curăță cumva, stimulează circulația înainte ca în limfa aia să se sedimenteze acolo, să stea și efectiv să mă arate umflată. Și de asta îmi place foarte tare. Pe partea de anti-aging încă nu știu dacă am văzut ceva, nu am văzut, dar vă țin la curent. Oricum o să încerc să-l folosesc mai des, pentru că am avut o fază în care am zis că îl folosesc toată luna decembrie ca să vin să vă dau un update final, să vă spun așa, o părere finală la final de decembrie, dar n-am reușit, mai ales că mi-am scos și hello, nu mai avem monstru în familie, pentru cine n-a fost cu mine pe parcursul lunii decembrie, n-am mai avem monstru în familie aici, a dispărut și mi-era ca nu știu cum să n-ajungă curenței acolo, să mă doară, că și așa nu m-a durut toată povestea și zic de ce să mă provoc eu durere dacă nu m-a durut. Apoi, ceva ce am consumat intens luna asta, poate chiar am abuzat de acest ceva, este cappuccino ăsta de la Jacobs. Jacobs cappuccino cu Milka. Este o colaborare Jacobs cu Milka și este un cappuccino din ăla instant, o ciocolată caldă din aia instant pe care ți-o pui tu un pahar așa într-o cană și îți pui apă, lapte, lapte vegetal ce vrei peste, cald și îți face o băutură din aia caldă. După părerea mea, if I can say so myself, este cam cel mai bun de pe piață din câte am găsit până acum, dintre astea la plic. Așa, just saying, nu știu, mie mi se pare că combinația asta, există acolo un pic de aromă de ciocolată, Milka și cumva combinația asta este mai bună în opinia mea și mă țin să vă arăt treaba asta de nu știu când, v-am mai arătat-o eu în anii trecuți, dar anul ăsta nu știu, nu cred că v-am arătat fizic și nu v-am spus punctual despre cappuccino ăsta, doar așa v-am zis că mi-am făcut o ciocolată caldă. De fiecare dată când m-au zis că fac ciocolată caldă, de fapt mă refer la cappuccino ăsta, că este bun. Este bun. E bun. Atât cât poate să fie un cappuccino la plic. Dar e bun. Merge. Așa. Și pe partea de cărți, pentru că am citit enorm. Luna asta am citit toate cărțile din casa asta, mi le-am citit. Glumesc, bineînțeles. N-am citit nimic, pentru că am fost prinsă cu Nick Măsu și nu mi-a mai rămas timp și de asta. Dar, tot în Nick Măs, dacă ați văzut, mi-am luat ceva de care sunt super entuziasmată și anume niște benzi desenate, pentru că am și eu 5 ani ca restul lumii. Și mi-am luat și eu niște benzi desenate, sau, mă rog, niște cărticele care ar vrea să fie niște benzi desenate. Eu țin minte că benzile desenate erau puțin altfel, nu ca astea. Sau niște cărticele ilustrate, mai bine spus, care sunt cu Dragon Ball Z. Pentru cine știe, știe. Pentru cine nu știe care e treaba cu Dragon Ball Z, asta este, îmi pare rău, ați ratat multe lucruri în viața asta dacă nu știți ce este Dragon Ball Z, că de acolo au mai venit niște chestii frumoase. El este Son Goku. El este Son Goku. Este foarte simpatic și este unul din eroii copilăriei mele. Înainte sau după Sailor Moon? După Sailor Moon a venit el. Deci după Sailor Moon a venit el și a fost nebunie, senzație, isterie generală, zăpăceală mare și mi-am luat astea trei cărticele. O să-mi iau și restul cărticelelor să-mi completez colecția pentru că îmi plac foarte tare. Cărticelele astea le-am ales pentru că sunt fix din sezonul ăla în care Son Goku era mic. Urmăresc, practic, o cărticică din asta înseamnă un episod din serial și mi-aduc aminte de perioada când mă uitam la serial. Nu l-am găsit pe YouTube, că dacă l-aș fi văzut, l-aș fi găsit, l-aș fi devorat pe tot și mi-ar fi plăcut foarte tare să-l găsesc și să-l devorez pe tot, dar încă nu s-a întâmplat, dar poate îl găsesc eu pe undeva, în cotloanele internetului ăstuia, poate de domnul să-l găsesc pe undeva. Da, și le-am citit, că au 70-80 de pagini, le-am citit, am reușit și eu să le citesc într-o zi și sunt foarte simpatice și foarte drăguțe și sunt foarte nostalgice așa pentru mine. Și cam ăsta a fost clipul cu favorite. V-am zis că nu sunt multe, dar am încercat să le fac și pe ăsta pentru că îmi plac mult de tot și vreau să vi le menționez și mi-ar plăcea să-mi spuneți și voi ce favorite aveți, ce ați avut luna în decembrie sau așa.
în ultima vreme ce favorite ați avut, dați un like și un share la clipul ăsta și stați pe aici că ne vedem din ianuarie. Vă pup și ne vedem din ianuarie, cum am zis. Ciao!